Cântarea care am să o cânt ne va aduce aminte de un eveniment trist din viața planetei noastre. Este vorba de acea mare catastrofă când cel mai mare vapor al lumii de atunci s-a scufundat și atunci sute de vieți s-au pierdut, dar mulți au rămas și acum aș vrea să le amintesc celor care au traversat oceanul de multe ori în vapoare și care au ajuns dincolo. Să nu uite niciodată că viața noastră și siguranța vieții noastre stă tot în mâna celui care ne-a creat, în mâna lui Dumnezeu. Prin această cântare vreau să amintesc tuturor românilor care au plecat în America, părinților și copiilor care sunt acolo, cum a fost atunci. Plutește un vas mare, vaporul Titanic, și el vine, vine cu o viteză mare, fără să mai spună adio la plecare. Și el vine, vine cu o viteză mare, fără să mai spună adio la plecare. Pe la ora 10 se vede un ghețar ce cu viteză mare lovește în Titan. Atunci capitanul își cheamă marinarii ca să pompeze apa din Titan. Atunci capitanul își cheamă marinarii ca să pompeze apa din Titan. Văzând că-i lucru mare și greu de făcut, el intră într-o cabină și zice cu amar: dragi domnișoare și dragi cavaleri, dragii mei tovarăși și dragi pasageri, dragi domnișoare și dragi cavaleri, dragii mei tovarăși și dragi pasageri, vă spun un lucru mare la care nu vă așteptați. Vaporul Titanic se va scufunda. Draga mea soție și dragi copilași, să vă sărut odată înainte de a muri. Draga mea soție și dragi copilași, să vă sărut odată înainte de a muri. Titanic, Titanic, vapor blestemat, la prima ta cursă te-ai și scufundat, și-ai lăsat în urmă triste amintiri, copii ce fără de tată și fără de bucurii. Și-ai lăsat în urmă triste amintiri, copii ce fără de tată și fără de bucurii.